Înainte de a vă supune la vot, propune introducerea în procedură de selecție și a celei de 30 de zile de la 30 de zile și pentru a nu face la ultimul. Avem un punct tot la din excedentul bugetului local a ordinului de ministru finanțelor. Prin votul Consiliului Județean am aprobat astăzi descărcarea bugetară, exercițiul bugetar pentru anul 2013 și bugetul pentru anul 2014. Bugetul județului Cara Severina, Consiliului și a instituțiilor subordonate se cifrează la 138 de miliarde de lei vechi, un buget estimativ similar cu bugetul anului 2013. Evident că nu trăim din acest buget. Principala sursă de finanțare pentru Consiliul Județean rămân fondurile europene. Așa cum știți, în acest moment sunt în execuție proiecte de peste 200 de milioane de euro. Thank you.